Băi, fratele, deci trebuie neapărat să intrați voi chiar acum pe Eneba, unde găsiți jocuri bombă la prețuri și mai bombă. Aveți toate linkurile în descriere. GTA 5 la 10 euro, DLC-uri pentru Brawlhalla, carduri pentru Roblox, Euro Truck Simulator la 5 euro, plus o grămadă de alte jocuri, DBD-ul la 7 euro. Holy shit, eu care am dat o grămadă de bani. Avem așa aici top jocurile din luna martie, cele mai top jocuri: Hogwarts Legacy, prietenii mei, Minecraft, plus multe altele. Știți foarte bine că cei de la Eneba susțin canalul de o grămadă de timp și ar fi super mișto măcar să intrați să vedeți despre ce este vorba. Aveți linkul în descriere, plus băgați la nouă pentru că au băieții niște mega oferte. Deci încă o dată, linkul în descriere, intrați pe Eneba dacă vreți să vă cumpărați jocul. Știți deja aceste chestii, așa că haideți să trecem la episod. Vrei să câștigi bani reali jucându-te Minecraft? Intră și tu chiar acum pe linkul din descriere să afli mai multe detalii despre turneele organizate la noi pe server play.craftmania.ro. Să vedeți și premiile în valoare de sute de euro puse la bătaie. Și bineînțeles să vă înscrieți și voi, nu? Te joci Minecraft pe Craftmania și câștigi bani, e super mega simplu. Mulțumim speciale celor de la Chris pentru că ne-au ajutat cu aceste evenimente și nu uitați toate detaliile în descriere. Înscrieți-vă și voi la concursul, boys. Let's go! Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod foarte, foarte special cu Spy Party, prietenii mei. Sunt aici alături de Valentina și de Seven Chung, prieteni, și eu cu Kiko să facem o echipă minunată, da? I-am dat partajare pe Discord. Așa că o să mă ajute, bă, Kiki, ești în stare să prindești noi spionul? Găsim spionul sau suntem lemni? Trebuie doi oameni ca să mă prindeți spionul. Păi trebuie doi oameni, că e harta mare și eu sunt și bătrân și... Na, e puțin tălcan... E puțin tălcan greu, da, hai să vedem acum. Accept game settings, ok. Boys, înainte de toate vreau ca voi toți cei care vă uitați la clipul ăsta să rupeți like-urile alea, prieteni. Hai cu like-urile alea, brotherilor. Bun, deci trebuie să facă 4 din cele 6 misiuni. Da? Bă, Kik, ții tu minte statuile cum sunt? Da, da, da. Bun, deci am văzut ce statui sunt acolo. Bun. Și aici am văzut Banana Bread. Nu cred că sunt ăștia. Da, da, da. Corect, nu? Da, da, da. Că a dat cu Banana Bread și a vorbit cu VIP-ul. Acum întrebarea e de ce nu mai dă cu banana. Eu zic să nu schimb statuile astea, că știi ce se întâmplă, da? Ia zi, mă, Kik, ai vreun indiciu până acum? Deci, brotherilor, e complicat jocul ăsta. Îl găsiți pe Steam, Spy Party se numește. Banana Bread. Așa, și la aia? Celălalt din dreapta, dă-i? Care, mă, ăla? Da, 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 da. Sigur? Așa, da, și la aia, și la aia, și la aia. Nu, nu cred că... Aia din dreapta, nu, nu, aia din dreapta, tot de, tot de acolo. Aia, aia. Poate s-a mișcat, mai știi? Dacă s-a mișcat ambelito. Mi se pare mie sau vrei să pui ceva pe ambasador, iubita mea? Eu? Da. Nu, nu. Nu cred că mă încurci. Da? Da. Bă, Kik, mai sunt 2 minute. Ia vezi de stăgă la statui. Dar știi că poate să le... Poate doar stoia la mișto, se comportă ca un NPC gen și poate nu schimbă. Na, tu cine zici dintre ăștia rămași? Că nu mai sunt așa mulți rămași. Eu zic din grupul ăsta de aici. Ce zic? Dai cu ochii pe... Ia zi, nu poți să spui. Stai că am și o strategia mea, da. Bă, eu așa cred. Da, da, da. Că, na. Bă, eu zic că... Ala care te gândești tu, mă gândești și eu. Da? Da, da, da. Ne riscăm? Dă-i, cu mor, dă-i. Bum!
alcătuirei. Mamă. Bă, și l-aveam la... Nu l-aveai la low lights? Nu l-aveam la low lights, deci... Deci ne-am gândit bine și uite, mai avea o misiune, adică deci a pus deja microfon pe ambasador, a vorbit cu Double Agent, a schimbat statuia, bă, Kick, bă, ce trecu faci, ce păzești? A, păi gata, ieși de acum. Ce dracu, mă, ce să fac? Mamă, the Tayan venue, Tayan venue, uitați cum arată, brotherilor, sunt foarte multe hârți, asta e mișto. E, acum o să fie puțin tel mai ușor. Băgăm arta nouă, da? Hai, băgăm arta nouă, i-am dat play. Și haide să vedem, prietene, o a doua tură, zic. O a doua turică. Să vedem despre ce este vorba. Mamă, ce e ăsta? Pa. Cum adică ce? Nu văd. Ce nu vezi? Nu vede de pereți. Bravo. Bă. Bă, eu nu pot să mă mișc de aici. Cum adică? Vai, ce gunoi. Nu te poți mișca? Nu te văd pe un perete. Eu cred că mă minte, mă. Nu, pe bune că mă minte. Eu cred că mă minte. Eu nu văd, deci nu. Eu vă văd umbrele, gen. Minte sau nu minte, băieți? Deci anumiți pereți. Aha, păi vezi? Trage prin pereți, nu? Bă, ce gunoi. Vă facem un shoot de asta, vorbim și noi, gata, am contactat agentul. Banana bread. Banana bread. Ia știți băieți, mă compor ca un NPC adevărat. Banana bread. Mă compor ca un NPC adevărat, Kick. Tu, ce, bă... Nu poți să tragă după pereții. Cred că tu te-ai pricepe mai bine la... Nu, tu te pricepi. Că tu ești un NPC. Eu sunt NPC? Vai, ce gunoi de harpă, nu vine să vedeți. And in a red. Aoleu. Nu e nicio problemă, băieți, avem totul sub control. Mamă, dar e puțin timp, văd eu. Gen. Bă, e puțin timp, nu vezi ce hartă de căcat? Hai să vedem dacă mă prins, sau nu mă prins? No, nicio șansă, n-are nicio idee. Ba da, că nu... Ai vreo idee în tine sau? Da, am o idee. Nu e așa, după tine, care crezi că... Te pup. Mamă, și doar o persoană a mea la highlights. Da, păi dar nu, fii atent. Hai să stăm pe harta. Nu. Eu zic să schimbi harta, te rog. Gen. Nu, stai să vezi. Starting sniper game. Nu, de ce? Vai, ce harta. Asta e harta pentru pro playeri. Coaie, n-ai, deci n-ai. Și n-ai cum să te duci pe cealaltă parte. Ba da, îți dai seama după umbre, frate. Bă, dacă ești lunetist adevărat, uite, îți dai seama, știi ce zic? Bă, să începem așa, lejer. Începem așa. Lejer, să eliminăm așa niște sintec. N-am nicio idee, mâncava și e greu. Chiar e nașpa harta asta. Nu mai spune. Dar eu te prind, stai liniștit, că eu sunt... Eu sunt cu fratele, Kick. Bă, nu vezi că îți schimbă statuia. Cum nu? Bă, da, vezi. Păi ziceam așa să... schimbe statuia, da? Oricum că știi că deja am schimbat statuile și am făcut-o din greșeală și am crezut că m-ai văzut, dar de fapt nu m-ai văzut. Da? Am vrut să fac alt click, da. Cred. Nu. Nu cred. Acolo nu era cioară, țâțe, cioară. Așa le iau eu. Dar nu contactezi tu Double Agent? Nu. Niciun banana.
Pe ce dracu, că n-ai pe cine să scoți din ecuație. Ideea e că Banana Bread dă doar dacă e într-un grup de oameni, știi? Și poți să-i scoți pe cei care nu sunt într-un grup de oameni, da? N-am nicio idee, mă, cauș. Zic să te uiți după ăla din stânga. Ce după ăla din stânga? Băi, n-aș parcă mai are puțin emisiuni dacă... Efectiv, dacă asta m-a deja statuia nici, eu n-am nicio idee. E grea arta să-i pun, n-ai nicio idee. E grea arta, da? Uite și mi-apare jos pe cine pun mouse. Bă, nu știu. Eu cred că nu o să facă toate misiunile, părerea mea. Eu cred că te-ai dus. Doamne, cine era, mă, în cață? Uite cine eram. Și l-am pus la low lights? Nu am pus la low lights, că... N-am avut nicio idee, era n-ai piticul nicio ăla. Pe harta aia. N-ai no, nicio hai să schimbăm un pic harta, băieți. Deci nu vă place, a? Uite, și multe persoane. Nu vrei cu multe persoane? E bine așa? Te-am dat play, hai. Multe persoane acum, să fiu un NPC adevărat. Boys, încă o dată, săriți cu like-urile alea, prieteni, dacă vreți. Și mai multe clipuri cu Spy Party, că revenim cu activitatea asta, Blanaus. Că faci gura voastră. N-ai nicio șansă, mă, nicio șansă. Mi-au pus ochii pe tine. Are vreo șansă? Banana Bread. Eu zic că n-are. Acum nu știu, hai să vedem. Bă, mai știu, orice e posibil. 4 minute, oricum, avem timp. Oho! Cât timp avem? Avem timp de stat, băieți. Chiar avem mult timp de stat, da. Deci tot 4 misiuni, 6, nu? Ok? Nu, te-ai pus. Te-am văzut. Ce? Ei. E greu, mă, joc. Băi, e greu, pe bune că e greu, că... N-are nicio idee, Imposibil. Zici tu? Păi, ești prea NPC. Ce în viața reală ești NPC, da, păi, da, mă, da. Te ghicească aici. Îți te găsească aici. Dar eu nu înțeleg misiunea aia cu transfer microfilm. Ce naiba trebuie să fac la misiunea aia? Ce mă, Kik, un joc? Ce ai zis, Iubu? Eu știu cum no. E ăla, om. Eu știu cum e ăla mică filmul, dar nu pot să zic, să-ți dea seama. Zici tu? Da, dar m-am uitat acum să văd ce trebuie să faci. Ai căutat pe net repede, a? Da. Bă, n-am ce uite. Un minut 40 de secunde, o jucăm chill, băieți, o jucăm chill. Bine, înălțimea nu mă prea ajută, dar... Ah, nu am crezi... nicio idee. Efectiv nicio idee. Zici tu? Da, eu nu știu, nu știu dacă am timp pentru ceea ce vreau să fac. Prea multe persoane. Eu mă comport ca un NPC în continuu, gen. Dar cred că ar trebui să trec la acțiune, mă înțelegi? Da. Ia cum se uite. Doamna Brăt. Urât, da?
Da, nu, nicio șansă, efectiv nicio șansă. N-are, măi. Ai idee, Valentina? Nu, habar n-am. După tine așa. Șase, frate. Fiu, mamă! Și acum voiam să fac statuia. Voiam să mă bag pe statuia acum. 2-2. Ăsta-i meciul decisiv. Vreau să pe harta asta. Veranda, venue. Bă, dar cât de tâns de ne deblochează. Vrei aceeași artă? Da. Amă, kick, băi, kick, suntem doi bărbați feroce. N-avem cum să... Mamă, și nici nu te poți mișca. Deci, băi, suntem doi bărbați feroce, da? Bă, kick, nu era cioara aici? Nu știu. Mamă, ce spion suntem. Nu suntem spion, suntem la chei. Ce dracu spion să fim noi, mă? Că deja au plantat. Zici tu? Da. Așa că idei. E complicat că... Bă, dar când tușește? Că am văzut că poate și tușească. Tușește când... Dar dai seama, dacă te apuci să vorbești și după dai interrupt, gen să nu mai vorbești, tușești. Mamă, deci băi, eu n-am nicio idee. Dar bine, trebuie să auzim Banana Bread-ul ăla. Sunt sigur, urmează Banana Bread-ul, băiți. Nu, nu. Trebuie să urmeze. Eu tot rămân la ideea mea. Sincer, pentru că mi s-a părut că s-a produs. Ai schimbat statuia, boss, sau n-ai schimbat? O zi sincer acum, hai. Nu știu. Așa, după tine. Aha. 2 minute 20 mai are, băieți. Easy for me. Easy for us, că avem o echipă minunată. Băi, ești nebun că și jumătate, că te uși după statui. Da, nu, că sunt... 4 misiuni. Din 6, păi da, dar 4 din 6, bossule. Poate nu face pe aia cu statuia. Dar Banana Bread-ul cam trebuie făcut, zic eu. Nu s-a apucat de Banana. Dar poate nu face. Da, nu, că e greu, celălalt e complicat cu microfilm, cu seduce target, aia e nașpa rău de tot misiunea. Stai 7 milioane de ani. Înervează capul ăstuia, că nu văd ce-i în spatele lui. Nu văd, da, mai e bine. Mâninul 20, n-am nici cea mai mică idee, băi. Scrieți în comentarii dacă voi aveți idee. Fără să trișați. Băi, eu și avea o mică idee. Cine? Aia, distinga, aia. Aia, nu aia, aia. Zici tu? Aia, distinga. Nu, nu, aia... Bă, s-a adăugat timp! S-a uitat la ceas. S-a adăugat timp, eu acum văd, mă, trebuie să fim atenți. Deci bun, păi, elimine-i pe toți aia din dreapta. Păi nu, că... Aia povesteau deja, nu? Sau? Nu știu. Nu știu. Păi nu făcă Banana Bread, bă, o schimba statuia stânga? Nu, așa era. Sau? Mamă, ce era s-a pus pe trăgaci. Bă, n-am nicio idee, bă, jur. Vrei să ne riscăm kick? Păi nu e, nu e.
Zici tu că ce misiuni face? Ce misiuni face? Că banii la Brad n-au făcut? Nu are. Chiar la nu le știe. Păi nu le știe. Poate le știe. Ce? Poate cine se pune, pune ochii pe statuia acum. Trebuie să schimbă statuia. Trebuie să pun ochii pe statuia. Uite ce e aici. Cred că aia e din stânga. Aia din stânga. Aia, aia. Da. Ei, Gigi. Nu cred. Valentina! Se concentrează. Dar nu-mi dau seama că nu văd de țăranul. Băgat timp, băgat timp, băgat timp. Deci nu e din stânga, nu se știe din stânga. Scoate pe toți. Așa. E greu, nu? Iar băgase Timo. Deci înseamnă că s-a uitat la ceas, aici, pe marginea undeva. Uite, da, dai, dai, dai. BUM! Hai, mă! BUM! Te-am văzut. Dar știi că te aveam la highlight-uri de la început. Dar ai schimbat... Da, speram să nu vezi. Deci ai schimbat statuia de la început și eu nu mai știam exact ce sunt în partea aia, dar mi s-a părut că s-a schimbat ceva și de-aia te-am pus la highlight-uri. Siu, easy, te-am făcut și pe arta aceasta, easy, siu! Bă, frumos, frumos, oricum, prieteni, cam ăsta a fost episodul Brotherilor. Eu sper că v-a plăcut. Dacă vreți și mai multe clipuri de acest gen, rupeți și voi like-urile alea, prieteni. Și noi, bineînțeles, că ne revedem data viitoare. V-am pupat, bye bye, pa!